Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vă invit la o etalare despre dragoste, o etalare în care vreau să răspundem la următoarea întrebare. Iar întrebarea respectivă la care vreau să răspundem este dacă persoana la care noi ne gândim ne iubește. Bineînțeles, etalare valabilă în momentul în care dumneavoastră vedeți acest videoclip, indiferent de momentul în care îl vedeți. Că este peste 10 ani, peste 5, peste un an, peste o lună, nu mai contează. Indiferent de momentul în care vedeți acest videoclip, acesta este valabil. Așadar, mă iubește? Da sau nu? Voi încerca să utilizez trei pereche de oracol. Tot ce aveți de făcut este să vă gândiți la persoana specială sau la cine vreți dumneavoastră și să vă alegeți între inimioara 1, inimioara 2 și inimioara 3, inimioara 1, inimioara verde, inimioara 2, inimioara portocalie și inimioara 3, albă. Așadar, vom începe cu cei care ați ales inimioara verde, dragii mei, să vedem persoana aceasta la care voi vă gândiți, vă iubește, da sau nu. Gândiți-vă la această persoană până eu împart aceste cărți. Așadar, persoana respectivă vă iubește, da sau nu, pentru voi cei care ați ales prima variantă și inimioara verde. Da sau nu? Dragii mei, aici, pentru voi, cei care ați ales această inimioară, prima inimioară verde, văd așa. Dați-mi două secunde. În trecut, când ați întâlnit această persoană, fie dumneavoastră ați fost în divorț, fie persoana respectivă s-a aflat în divorț sau dorea acest lucru, își dorea divorțul. Lucrurile s-au schimbat pe parcurs și încă există această a treia parte, încă probabil acest divorț nu a avut loc din cauza faptului că a existat foarte, foarte multă mândrie. Sau pur și simplu dumneavoastră nu ați acceptat această persoană sau nu ați mai acceptat această persoană în viața voastră datorită faptului că nu a divorțat. A fost diferită persoana. Când a intrat în viața dumneavoastră, nu a fost tipul de persoană pentru care dumneavoastră să spuneți wow. Probabil că ca și particularități fizice, a diferit foarte mult de ceea ce dumneavoastră aveați ca și tipar. Dar iată că astăzi persoana aceasta ați întâlnit-o și a intrat în viața dumneavoastră cu scopul, un singur scop, și este acela de a vă iubi pe voi înșivă, de a vă iubi și a lăsa copilul din interiorul dumneavoastră să vorbească. De ce spun asta? Pentru că aici există foarte multă seriozitate din partea unei persoane, unui partener și din partea celuilalt partener nu. Există o dorință pentru a reface această legătură, pentru că
Să știți că aici vorbim despre o legătură de suflete pereche, dragii mei. Cei care ați ales prima variantă este o relație de suflete pereche. S-ar putea chiar să fiți căsătoriți cu această persoană. Sau să fi fost căsătoriți și să fi trecut printr-un divorț, să fi divorțat de această persoană. Depinde de situația voastră, însă sunteți suflete pereche. Deci câțiva dintre voi chiar ați fost căsătoriți și probabil s-a ajuns la un divorț sau s-a vrut un divorț pentru un anumit motiv, chiar o a treia persoană, nu mai contează. Ideea este că trebuie să rămâneți optimist și să aveți gânduri pozitive că vă va aduce această persoană înapoi și dragostea acestei persoane va reveni la dumneavoastră. Suferiți! Suferiți din cauza acestei a treia perechi, suferiți din cauza faptului că nu puteți fi cu persoana pe care dumneavoastră vă doriți și pe care o considerați suflet pereche. Așadar, dacă vă iubește sau nu, pentru moment nu spun că nu există iubire, există foarte multă confuzie în mintea persoanei respective, nici această persoană nu știe, nu știe dacă vă iubește sau nu, dar există suferință foarte mare, suferință foarte mare, nu văd regrete, dar este o suferință foarte mare pentru a ajunge la aceste sentimente de dragoste pe care dumneavoastră le vreți din partea acestei persoane, trebuie să vă iubiți pe voi. Pentru că s-ar fi putut să fie acceptat prea multe în viață. Să fie acceptat prea multe, să nu fi renunțat la ceva, la momentul potrivit și iată că acest lucru v-a adus într-o situație triunghiulară, v-a adus în fața unei persoane, să aveți de-a face cu o persoană care este în divorț sau dumneavoastră, să fiți în fața acestui lucru și să suferiți în prezent. Așadar, vă este teamă. Vă este teamă și dumneavoastră de iubire, vă este teamă să nu suferiți, vă este teamă să vă deschideți sufletul, vă este teamă să rămâneți optimist sau optimistă privind relația dumneavoastră sau viața dumneavoastră amoroasă. Credința vă va aduce dragoste, vă va aduce iubire. Trebuie să începeți prin a vă iubi pe voi înșivă și a accepta lucrurile așa cum sunt. Sunt lucruri care pot fi schimbate și lucruri care nu pot fi schimbate. Dacă dumneavoastră acceptați lucrurile care nu pot fi schimbate și rămâneți optimiști, dar asta nu înseamnă că să renegați trecutul sau să renegați aceste experiențe pe care le-ați avut. Nu, înseamnă doar ca să învățați aceste lecții și să puteți merge mai departe, să puteți să vă eliberați de această suferință. Deci răspunsul dacă vă iubește sau nu, deocamdată nu simt o iubire profundă așa cum dumneavoastră v-ați dori, dar pentru că sunt mulți factori care stau în această idee a iubirii așa cum o aveți voi în viziunea voastră. Sper să vă fi fost de ajutor această etalare, dragii mei. Haideți să trecem la cei care ați ales piatra portocalie și etalarea numărul 2, inimioara portocalie. Da? Haideți să vedem la dumneavoastră ce situație este între voi și partenerul sau partenera voastră. Vă iubește această persoană, da sau nu? Gândiți-vă la persoana respectivă și să vedem dacă aceasta vă iubește, da sau nu. Ok,
Dragii, aici la dumneavoastră, cei care ați ales varianta a doua și inimioara portocalie, văd așa. Văd foarte multă instabilitate în această relație. Extrem de multă instabilitate, sentimente care sunt confuze. Care sunt confuze atât în mintea acestei persoane, dar vă fac confuze acțiunile persoanei respective și pe dumneavoastră. Ați trecut prin foarte multe și încă treceți prin foarte multe. Relația între voi și această persoană este curcușul și coborâșul. Astăzi sunteți bine, mâine nu sunteți. Astăzi are sentimente pentru dumneavoastră, mâine nu se mai interesează. Și voi sunteți la fel sau voi sunteți la fel pentru că acțiunile acestei persoane vis-a-vis de dumneavoastră sunt de așa natură încât vă fac să... pur și simplu să vă uitați în altă parte sau să vă doriți o altă persoană sau să vă doriți cel puțin să uitați această persoană. Pentru că în trecut dumneavoastră ați făcut pasul, da? Fie dumneavoastră ați făcut pasul către această persoană, fie persoana respectivă l-a făcut către voi. Dar simt mai mult că voi ați făcut pasul sau ambii, da? Ambii ați făcut acest pas, dar această persoană v-a spus că totuși este doar, poate în unele cazuri o aventură sau doar a fost ceva de scurtă durată și că nimic nu se poate întâmpla între voi pe viitor, da? Nimic serios. Și chiar s-ar putea să vă fi spus că nu are sentimente pentru dumneavoastră. Sau, bineînțeles, lucrurile pot fi viceversa și poate dumneavoastră ați spus acest lucru sau ați transmis. Sau nu prin efectiv vorbe, dar prin fapte, prin acțiuni. Deși ați flirtat unul cu altul foarte, foarte mult, foarte multă pasiune, foarte mult romantism, foarte multe discuții. Dar cu urcușuri și coborâșuri. În prezent, persoana respectivă vă vrea în viața sa. Acum, nu știu dacă dumneavoastră mai aveți curajul să acceptați această persoană. După ce v-a făcut ce v-a făcut. Simt că nu mai aveți curajul necesar. Persoana aceasta vă caută. Vă caută și vă dorește. Vă dorește foarte mult. Dar vă dorește în viața sa. Vă dorește lângă el, da? Sau ea. Dar ideea este că dumneavoastră căutați ceva diferit. Căutați ceva diferit de la această persoană. Căutați stabilitate, căutați rațiune, căutați altceva decât această persoană caută la voi. Deci nu sunteți compatibili și în sensul că nu priviți în aceeași direcție. Lucru care vă face pe voi să vă retrageți. Acum, până acum dumneavoastră ați căutat această persoană, dumneavoastră ați inițiat discuții. Acum această persoană vine după voi sau cel puțin va veni după voi pentru că dumneavoastră începe să vă retrageți și nu mai aveți curajul să acceptați aceste compromise, nu mai aveți curajul să spuneți da și să răspundeți invitației acestei persoane sau la mesajele acestei persoane sau să vă întâlniți cu această persoană în momentul în care vrea aceasta, pentru că nu mai vreți să fiți folosit sau folosită. Nu răspunde la cerințele dumneavoastră și la dorințele voastre această persoană. V-ați dat seama. V-ați dat seama că poate ați pierdut timpul, v-ați dat seama că ați fost folosit sau folosită, așa aveți dumneavoastră în minte. Însă vreau să vă spun că ați început această relație și ați acceptat aceste compromisuri și ați acceptat aceste urcușuri și coborâșuri, aceste du-te-vino, pentru că este un du-te-vino între voi, pentru că n-a știut să vă iubiți pe voi înșivă, n-a știut să vă prețuiți și ați fost poate prea mândru, prea mândră în unele cazuri, dar nu vis-a-vis de această persoană. Și atunci mândria persoanei respective a stat și va sta în calea acestei relații. Pentru că de fiecare dată când vine la dumneavoastră, de fiecare dată când acceptați această persoană în viața voastră, din nou aceasta vă dezamăgește, din nou pleacă, din nou se întâmplă aceleași lucruri de când o cunoașteți pe această persoană. Este același
lucru, dragii mei. Același lucru, aceeași situație, istoria se repetă de fiecare dată. Și atunci vă întreb, este necesar să fiți cu așa persoană care este instabilă? Aveți nevoie de stabilitate voi în viață, nu aveți nevoie de cineva instabil. Deci, dacă există iubire, dacă vă iubește această persoană, să răspund la această întrebare, aș spune că nu. Nu pentru că este o persoană egoistă, o persoană foarte mândră, o persoană care se iubește doar pe sine și care nu este capabilă să vă ofere ceea ce dumneavoastră vă doriți. Dumneavoastră căutați cu totul altceva. Pare rău că vă spun asta, dar măcar știți care este situația pentru persoanele cărora li se potrivește. Cam atât, dragii mei, pentru voi etalarea a doua. Haideți să vedem cei care ați ales inimioara albă și etalarea numărul 3 sau varianta a 3-a. Gândiți-vă la această persoană și să vedem ce se întâmplă în această relație. Această persoană vă iubește, da sau nu? Vă iubește, da sau nu? Haideți să vedem. Haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta a treia. Aici, fie dumneavoastră n-ați cunoscut de foarte mult timp această persoană. Acum dumneavoastră știți ce înseamnă noțiunea timpului. Poate să însemne o lună, o săptămână, un an, doi, trei, două, trei luni, șase. Noțiunea de nouă dragoste, nouă iubire este importantă. Nouă sau singura iubire din viața dumneavoastră, așa cum o numiți voi acum. Atât voi cât și persoana respectivă ați trezit în voi o natură romantică extraordinară. Însă aici este o a treia parte implicată. Există o familie, fie dumneavoastră, fie persoana respectivă, fie ambii aveți familii deja. Dar persoana aceasta v-a văzut extrem de frumos, frumoasă. Nu contează că aceasta este cartea aceasta reprezintă o femeie. Important este mesajul pe care această carte îl transmite. Deci, v-a văzut extrem de frumos, frumoasă. V-a dorit în viața sa și să-i fiți aproape din prima clipă. Parcă trăiește cu dumneavoastră o viață în paralel. Sunteți suflete pereche și există foarte mare dezamăgire în inima persoanei respective, dar și a dumneavoastră, datorită acestei familii. Acum v-am spus, dumneavoastră știți, este familia sa, a dumneavoastră, ambilor. Există foarte mare dezamăgire pentru că, nu știu, v-ați întâlnit în această viață unde, vedeți, nu puteți fi împreună așa cum ar trebui să fiți. Și acest lucru vă aduce tristețe foarte mare și sunteți conștientă de acest lucru și persoana respectivă este. Sunteți victime ale unor,
ale unei conjuncturi nefaste, să spun așa. Dar nu aveți, nu puteți face nimic deocamdată. Nu puteți face nimic. Datorită acestei familii care va persista, dumneavoastră trebuie să vă decideți clar ce vă doriți. Vă doriți persoana aceasta așa cum este, doriți o familie, poate câțiva dintre voi, poate nu există un trio și poate vă doriți o familie cu această persoană sau persoana respectivă nu știe dacă își dorește o familie cu voi sau nu. Sunteți extrem de atrăgătoare și pentru această persoană și sau extrem de atrăgător, da? Dar și sentimentul este mutual, este o atracție extraordinară între voi doi, este uitați-vă la cărțile acestea cum sunt foarte, sunteți unul lângă altul, nu vă poate desprinde nimeni. În toate aceste imagini există romantism, există chimie, să spun așa, există sexualitate, există pasiune, să o numim așa. Dar în afară de acest lucru există o conexiune care a fost pusă în mișcare. Uitați-vă acest Cupidon. Nu v-ați întâlnit, nu știu dacă vedeți, nu v-ați întâlnit din întâmplare. Nu, nu. Foarte, foarte frumos. Deci, dacă vă iubește, da, vă adoră, că vă iubește. Mai mult de a iubi este aici. Foarte frumos. Foarte frumos, foarte frumoase cărți aici la etalarea numărul 3. Cam atât, dragii mei, am avut de spus prin privința acestei etalări. Sper să fie aflat elemente interesante care să vă ajute. Mulțumesc din suflet că vizualizați acest canal, că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru comentariile frumoase. Vă citesc pe fiecare în parte. Nu am timp să vă răspund, dar vă citesc și țin cont de sfaturile dumneavoastră. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine la noi etalări la fel de interesante. La revedere, dragii mei!